Ya ves. Doi. Alo! Doi, salutare fraților, iertați-ne Hello. De întârziere. Am fost puțin cu niște probleme de perfecționist. Am vrut să rezolvăm toate lucrurile să fie perfecte pentru seara asta, pentru că v-am pregătit un concert superb. Am primit și o notificare că am intrat în direct, ceea ce înseamnă că trebuie să vă bucurați cu toți în comentarii acolo cu niște inimioare. Toată lumea inimioare pentru invitata noastră specială, pentru Mițu, Miruna Diaconescu. Vă invit să o căutați pe Instagram. Nasser, Ahlen, salam alecum, fratele meu, Nasser. Vă pup pe toți și vă iubesc și eu vreau să zic și eu, stai puțin, salam alecum! Ăla e, pentru toți arabii! Salam alecum, ahlan wa sahlan, ya amura, ahlan wa sahlan, ya shahed. Salam alecum, everyone! Valla, ctir mabsut, bșuf con hon, Nasser, fratele meu, e mereu acolo în comentarii cu noi. Vreau Miruna, și eu, Miruna, da. Ce faci, te întreabă Ștefania? Ce să fac, Ștefania? Uite, încă nu-mi dau seama că eu chiar am început live-ul. Mă simt așa puțin prea confortabil în camera lui Omar aici, în studioul lui. Dar, da. Dar sunt foarte entuziasmată că am venit. Mulțumesc, Omar, pentru invitație. Omar, de drag, mițule. Și vreau să salut pe toată lumea, că știu că sunt foarte multe persoane care mă urmăresc și din partea mea. Este și publicul tău, bineînțeles, pe care îl salut. Salut pe toată lumea. Eu nu văd comentariile foarte bine până acolo. Nici n-am ochelarii, tu știi foarte bine. Dar vreau și eu să salut pe doamna Liliana Bușneriu, sigur, de comentarii. Mamă, Eli. Doamna Lili, e fericită rău că suntem cu Miruna seara asta, că mi-a tot exact, scris doamna da. Lili, dar am așteptat ocazia să o invit pe Miruna și da, și vă mulțumesc că ați insistat că probabil dacă nu erați dumneavoastră... Ia uite, vezi inimioarele alea? Pup, da! Bun, perfect. Și pe toată lumea care mă privește și din partea mea, mama mea cu toată familia, că probabil... Aolo, dar chiar e și doamna Gabi acolo, da. Vă pup! Și vă iubesc, bun venit pe stream-ul nostru, doamna Gabi, vă iubim din toată inima. Dragii mei, vreau în seara asta să ne fiți aproape, dacă se aud probleme audio, ceva pâcâie sau ceva, am nevoie să mă ajutați voi, pentru că până acum am scris Miruna pe WhatsApp, dacă nu era ceva bine. Dar acum Miruna nu mai poate să audă ce se aude pe YouTube. Eu eram staff-ul ăla de care tot zicea. Bună, sunteți super drăguți, vă ador. Dragii mei! Fiți atenți, acum de început faceți toată lumea screenshot-uri la live-ul ăsta, dați un like live-ului și postați pe Instagram, pentru că e foarte important să faceți treaba asta ca să trimite YouTube-ul mai departe live-ul ăsta în pagina de recomandate a prietenilor noștri. Eu nu am pagina de YouTube deschisă, am doar comentariile voastre, este tot ce mă interesează în momentul de față și tocmai de aia, dacă aveți întrebări, provocări muzicale, tot ce vă vrea inimioara voastră, scrieți-mi acolo în secțiunea de comentarii. Ziceam că e ocazia perfectă pentru care să o chem pe Miruna pe live-ul meu, pentru că noi doi tocmai ce am lansat un proiect, s-a lansat acum 2 zile și suntem foarte fericiți că au existat foarte mulți oameni care au rezonat cu proiectul ăla. Dacă sunteți de pe partea asta a noastră, familia Omar, care urmărește în fiecare sâmbătă live-urile, cu siguranță știți că v-am tot amenințat cu proiectul ăsta și cu live-ul ăsta de foarte multă vreme, pentru că e... musai să fiți aproape din timp și să știți lucrurile din timp legate de ce se va întâmpla, cine mai vine pe la noi pe aici. Trebuie să știți că în fiecare sâmbătă noi suntem live, dacă sunteți noi, ați venit prima oară. Noi în fiecare sâmbătă pregătim cât un show, dacă vreți să le vedeți pe cele din trecut cu alți invitați, cu diverse topicuri, subiecte, toate cele, intrați pe canalul meu de YouTube și dați acolo un search, pentru că e foarte important. Vă provoc să cântați Dragoste Păcătoasă, zice Ștefania Liliana Purav. O să facem Dragoste Păcătoasă fix acum în deschidere, pentru că e o piesă... Eu am zis că mai așteptăm să fie așa, bine, fie așa de pe tort, ca Omar. Ca să fiu ascultător, atunci nu mai cântăm acum... Dar o să vină și provocarea asta la un moment dat și cine știe, poate o mai... O facem mai încolo. Da, e bine. Aid Mubarak, Aid Mubarak, ahlan wa sahlan bi kull al-alam al-arabi. Bhabkun kteer wallah, Aid Mubarak. Hala raha Ramadan, bas bije Shawwal, lazem namel siyam bi hay shahr al-halo. Ma tinsu ya ahbabi, okay? Ashan nakhod hasanat, yani going up kullaytun sawa. Shukran kteer. No, ejit. Isabella Neniu a scos o melodie super frumoasă. Felicitări. Mulțumim din tot sufletul. Sunteți niște șmecheri. Hai cu niște poze de alea frumoase, cu niște like-uri la live-ul ăsta. Știi ce vreau să faci înainte să începem să cântăm? Vreau să mă înveți pe mine ceva în arabă pentru tot publicul tău. Să mă înveți acum, fix acum. Deci fiți atenți, este o foarte mare premieră, pentru că ceea ce știu eu în arabă este numai shukran. Stai să le zic la oameni. Miruna bada ta'allem shi bil lugha al arabia ashan el kon u bada minnik amira et lili shu lazem darsiya yani shu lazem illa.
هي بدها تعلم شيء. يعني زلو عميرة سنزيك يا عم كوبنت. وإذا في حدا من العالم العربي اكتبوا 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 شو بدكن عشان أعلمها أنا تقول شيء باللغة العربية. John, băiat bun, ce faceți frumoșilor? Sunteți bine, te pup și te iubesc din toată inima mea. Bun venit. John, băiat bun, e... sau John? Ești al nostru, ești John? Sau, nu, John, băiat bun, John nu cred că are așa. Are verified acolo. Tu știi pe John, băiat bun? Fac, poate fac o confuzie cu John, cu fratele nostru de la Golden Boy, dar nu cred că e... Știu tot de la... Nu cred că e el, că avea John, nu Ion. John, băiat bun, cred că e altcineva, dar oricum îl salutăm. احكي لها بحبك في اتنت اللي زيش لها وامين ده هاي deci eu te-am învățat cum se zice la fată, te iubesc la băiat, dar la oameni, la mai mulți, la plural, se zice ebhab. Ebhab kon. Kon. Ebhab kon, legat, e un cuvânt. Ebhab kon. Ebhab kon. Amira Shehechi and everyone. Bună seara publicului vostru minunat, să rămână doamna Gabi, să rămână șefa. Mama, te iubesc din suflet, mulțumesc. Șefa, vreau să vă zic o chestie, doamna Gabi, că pentru live-ul ăsta Miruna mă luase cu Beyoncé, cu Dalia, voia să cânte numai piese de-astea de gagi. Eu i-am zis că vreau să fie în seara asta party ca la Moldova și am luat negativele alea bune cu hore, cu sârbe. M-am cu... dat și eu pe brazdă, mami. Tot ce mi-a plăcut de sisteme de alea am băgat pe sticul lui Miruna, că nu stăm la doliu acum, eu abia am ieșit din Ramadan, suntem în sărbătoare. La bhabak, la bhabak la ili, bhabkon la ilkon, yani. A zis că vrea să te învăț să zici în gen bhabak cum zici mie, ai înțeles? Și am zis că bă, ăla-i pentru mine și celălalt. Înțeles, pentru da, mine, da, da, da. Da. Mi-și bhabkon. La, la bhabak la ili, bhabkon la ilkon. Bhabkon كثير عمر. حبيبي ناصر, اخي, fratele meu Naser, Naser, în curând o să mai facem un live cu Naser, poate peste două săptămâni vedem noi ce facem, să mai intrăm pe un Omega, că voi îl iubiți mult pe Naser. Femet, halas. Nu e John, băiat bun. E altul, eu nu sunt cunoscut, dar mi-ar plăcea. Dar ai bifă de verified, asta înseamnă că YouTube-ul te-a luat în serios, dai acolo cu muncă tare. Uite-ne pe noi cum tragem tare și încercăm să facem în fiecare săptămână ceva nou. Da. Vreau să începem atunci, dacă nu vrea Miru să cântăm. Eu am venit cu propunerea, Omar, acum. Nu, știi cum e? Tu ești șeful aici. Numai, pe platou. Vreau să cântăm o piesă frumoasă de dragoste. Să începem cu piesa asta, pentru că e foarte important. O piesă frumoasă. Ia, nu mai stau la cuvinte, dați drumul la filmări, dați drumul la story-uri și hai să-i dăm. Beleaua. How? Știi piesa asta? Nu. Esma. Ruah ya Mustafa. Ruah, ruah ya Mustafa. Hai familia Omar cu share-uri acolo. Doamna Lili, bombardați Instagram-ul. Nu e de la YouTube, DeFi pusă de mine. Ah, ok, ok. Să ne ziceți dacă se aude totul bine, dacă ne iubiți, dacă toate cele. Și cine vrea poate să facă și un screenshot acum. Hai să stăm până începe piesa la o poză, hai. Screenshot, am luat screenshot. Au, iau-ți. Întemeni mac, mac albi, mac roh, ia ahla habib. يا أغلى حبيب ومهما تكون بعيد عني لقلبي قريب يا عمر القهاي والحاضر يا أحلى نصيب تملي معاك معاك قلبي معك روح يا أغلى حبيب يا أغلى حبيب ومهما تكون بعيد عني لقلبي قريب والحاضر يا ما فيني بوكي كل عمينة تملي حبيبي بشتاق لك تملي علي بنده لك ولو حوالي كل الكل بكون يا حبيبي بحتاج لك تملي حبيبي بشتاق لك تملي علي بنده لك ولو حوالي كل الكل بكون يا حبيبي بحتاج لك تملي معاك قلبي معاك روحي يا أغلى حبيب يا أغلى حبيب ومهما تكون بعيد عني لقلبي قريب يا عمر الجاي والحاضر يا أحلى نصيب تملي معاك
روح يا أغلى حبيب يا أغلى حبيب ومهما تكون بعيد عني قلبي قريب يا عمري الجاي والحاضر يا أحلى نصيب تملي حبيبي بشتاق لك تملي عليا بتندهلك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي بحتاج لك تملي حبيبي بشتاق لك تملي عليا بتندهلك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي بحتاج لك. Vedeți că pun story acum, primul om care dă replay la story-ul de pe Instagram primește follow și de la mine și de la Miruna. Mă rog, i-am promis un numele ei, nu știu dacă o să vă dea. Sunt de acord. Primul om care dă replay la story-ul meu primește follow, da? Am dat cadou ăsta. Primul om, fiți pe fază, pe story. Și dați like la live-ul ăsta. Ia-uzi. تملي حبيبي بشتاق لك تملي عليا بتنده لك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي بحتاج لك تملي حبيبي بشتاق لك تملي عليا بتنده لك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي بحتاج لك تملي حبيبي بشتاق لك تملي عليا بتنده لك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي بحتاج لك. أهلين شاهد سلام عليكم أميرة نفسي أهلين أهلين شاهد وين كنتي يا حبيبتي يا شاهد يا سيس وين كنتي سوبر برافو شكرا زازا بوليا سال فلورين زيش ناسيني كل ما انشيت أكون Mamă, câte inimioare, wow, mare. Vă mulțumim pentru susținere, susținerea reală de la care am pretenția eu la voi să o faceți. Vreau să o faceți prin like-uri, prin share-uri la acest live. Trimiteți-l la prietenii voștri, sper că e foarte important să dăm like și să scrieți comentarii peste tot, să trimiteți la prietenii voștri pe story-uri, pe toate cele. Haideți, da, cu like-urile alea, chat. Și fiți atenți, am postat acum un story și sunt curios cine îmi dă primul replay, să vedem cine îmi dă primul replay. Cine dă primul va primi follow de la mine. Și de la mine. Și de la Mitsu, da? Hai să vedem cine dă... Ce s-a zis? Am apăsat eu, sunt... Da vreau să-ți iau locul la clapă. Da. Așteptăm acum răspunsurile voastre. Am văzut și riposturile pe care le-am primit și de la cumnata mea, Miru, care ne susține și acolo. Puf, Miru! Puf, Miru! Miru, soția lui fratele meu, Naser. Care e și el acolo în comentarii cu noi. Sunt împreună întotdeauna, mă susțin. De când am început live-urile astea n-aveam nimic, se auzea ca naiba, nu era nimic. Bine, frații mei și familia mea au fost alături de mine. Și Mitsu, bineînțeles. Nu se vede ce facem pe sub ăsta, nu? Nu, mamă, bo. Nimic. Ștefania, Liliana, Pura, vă ador vocile. Mulțumim frumos, mulțumim din tot sufletul pentru treaba asta. Mai vreau să mai cântăm de la mine ceva. Bine, haide, cântă. Acum vreau să cântăm împreună, cântăm Foc la inimioară, bine? Bine, haide. Deci live-ul ăsta, dacă ne ține timpul, vreau să... Da, partea lui Biju e pe piesă, că îl scoteam pe să fi cântat tu partea lui. Dar nu nimic. Biju, lasă, nu contează, Biju. Cânt cu tine, Biju. Doi, hau. Hai cu Foc la inimioară și doi, doi, doi. Ia-uzi, hai, dă-i tu prima. Hai, șeful. Am un foc la inimioară, of, 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 nimic nu mă mai repară. Viața mea, nu credeam că o să mă doară atât de rău dragostea ta. Am un foc la inimioară, of, 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 nimic nu mă mai repară. Viața mea, nu credeam că o să mă doară atât de rău dragostea ta. Dar nu s-a inventat lacul pentru dor, pentru gelozie sau pentru amor. Zi-mi ce pot să fac cu durerea mea, nu există doctor să mă scape de ea. Hai, Biju! Și tu ești un fel de Biju. Pentru gelozie sau pentru amor, zi-mi ce pot să fac cu durerea mea, nu există doctor să mă scape de ea. În lipsa ta plânge inima mea, plânge de dor că nu vrea pe altcineva. Plânge inima mea, oh, oh, zic ce pot să fac cu ea, hai, Miru! Am un foc la inimioară, of, 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 nimic nu mă mai repară. Viața mea, nu credeam că o să mă
pe milioane, te pupăm și te iubim. Salut la toți oamenii, Antar Arnaut, să pup. Andreea Lavinia Mihalache, mulțumim pentru comentarii. Așa vă vreau, cu inimioare, cu toate cele, bravo! Hai comunitatea cu riposturi, acolo puțin activitate pe Instagram, să-l dăm puțin peste cap live-ul ăsta, iau! 1, 2, 3. Dar noaptea ca o jumătate, e din ce în ce mai grea singurătatea. Poarta ta de pat e goală, și a început să doară. În lipsa ta plânge inima mea, plânge de dor că nu vrea pe altcineva. În lipsa ta plânge inima mea, zice să mă fac cu ea. Am un foc la inimioară, foc, nimic nu mă mai repară. Viața mea, nu credeam că o să mă doară atât de rău dragostea ta. Bine! Am un foc la inimioară, foc, nimic nu mă mai repară. Bine, 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 au! Păi nu credeam că o să mă doară atât de rău dragostea ta. Dragii mei, varianta foc la inimioară, Miruna Diaconescu, featuring Costel Biju. A fost prezentată în direct la voi. M-ai luat așa un pic prin surprindere, dar sunt mândră, ce pot să zic, am cântat o să cu facem, Omar și cu Biju. O să facem toate trapanelele astăzi. Mă rog, tot ce am scos eu, că la restul nu am încă negative, dar o să-l luăm și de la restul. Asta e o foarte mare provocare. Și... să vă cântăm cum trebuie. Ia să vedem câte like-uri deținem. Avem aproape 100 de like-uri. Haideți, vă rog eu, familia Omar, încă 5 like-uri ca să mergem și noi mai departe cu... proiectul ăsta, cu concertul ăsta online pe care l-avem în seara asta, e foarte important. Să dați acolo, să apăsați un like, doar ieșiți din chat acolo, că știu că vă place să vă uitați în chat, că vă place burfa tuturor și mie îmi place, mereu mă uit în chat-uri și în astea la live-uri. Hai să dăm acolo niște like-uri concrete și frumoase și să spuneți, vă rog, ăștia care mai auziți mai bine, dacă mai pică e ceva, dacă se întâmplă ceva cu sunetul. 97 de like-uri, hai cu 100, hai cu 100, cine ne iubește, ia la amelul like, ah babi. La amul arăbe, amelul like, 98, așa, bravo, mă bucur că vă mișcați bine. Nu stăm mult, că mă gândeam că n-aș vrea să stăm prea mult până la următoarea piesă frumoasă pe care o să ne cânte Miruna. Ia să ne gândim ce să cânt. Frate Miruna se roduce bine cu urechea, bro, să ascultați și voi pe un laptop, pe ceva, să-mi spuneți dacă pică e, dacă se aud niște turturele de-astea care n-ar trebui să se audă, că asta înseamnă că trebuie să dăm aici puțin. Foarte frumos, bravo, Omar și Miruna, vă mulțumim din suflet! Mulțumim! Mulțumim frumos pentru susținere, sunteți niște campioni. Pot să pun o întrebare, zice Lavinia. Da, sigur, te așteptăm cu cel mai mare drag o întrebare. Se aude exact, foarte bine, zice Nicolau. Sânziana, asta e... asta e Sânzia noastră. Sânzi, te pup, Sânzi, ce faci? Ești... Sânziana, cred că în seara asta a făcut un mare sacrificiu să nu iasă afară din casă, să stea să se uite la noi. A? Așa că suntem privilegiați. E bine rău dacă nu iese Sânziana pe afară. Cu Jador o piesă, nu știm încă, îl iubim cu toții pe Jador, a făcut piese cu noi acolo la familia Golden Boy Society și l-avem la inimă, dar încă nu s-a evit o colaborare. Următoarea colaborare, după miraculoasa colaborare pe care am făcut-o cu Miruna, o să fie cu George Talent, o să scoatem o piesă foarte frumoasă, foarte curând, gen. O să vi le dăm talpă câteva piese, vara asta o să scot 3-4 piese și abia a început, n-a început vara încă, nu? Caramel, uite, zice cineva, n-ai luat ăla, bravo! Wow, din păcate, noi acum suntem acasă la mine și negativele Mirunei au fost aduse pe un sticker, doar nu venea fata cu calculatorul după aia, vă dați seama. Wow, deci nici nu m-am gândit și ce chestii s-au gândit oamenii. Da, uite, mulțumim frumos Ștefaniei Liliana Puraf pentru care a marcat mulțumesc treaba asta. Mulțumesc mult, da. Miru se-i colaua, fii atent. Ce? În arabă, gen, hala, hala, Amira, bahchema, în arabă, e o de-asta, gen, când te enervezi pe unul, gen, în română îi zici mănânci, știi ce zic? Dar în arabă îi zici mănânci aer, gen, e ca să nu zici adică urât. Adică nu zici urât. Nu zici bine, urât. Hai, că, dacă era de zis și urât, și fii atent cum e, colhaua. Colhaua. Corect. Hai, Amira, la hata amelie vii de unte. Amira, kiss you. Nu. La hata, abhab, con, abhabek pe Amira. Abhabek. Ăla e, hai. كلها شاهد العالم العربي عم بيضحكوا كتير هلا والله بحبكم كتير بحبكم كتير فيرونيكا دوميترو te salutăm cu drag, bine ați venit. Ia să vedem, am făcut 100 de like-uri. Vreau să cântăm mult în noaptea asta, nu vreau să o pălăvrăgim mai. O, 115 deja like-uri. Bravo șefilor, așa vă vreau, nici nu trebuie să vă zic. Ia zi șefa mea, dă-o ce vrei. Păi, da, uite, mă gândeam să începem cu ceva frumos. Hai cu Bobârlica. Bombă, Bobârlica specială. Fiți atenți, asta toți este românii pentru... noștri. Nu uitați că acum când exact. Încep popularele, avem și donații pe live-ul ăsta, gen...
dacă tot vrei. Vrei să vă zic că Miruna numele pe astea. Nu că dacă vin donațiile pe piesele ei, îi dau ei banii. Deci tot mă ajutați și pe mine să fiu gentleman, să fac și eu cadouri, să fiu darnic. Hai m-ați să înțeles? Vedem. Ia uzi. Ai vrut să ia? Da, să nu țin încă microfon. Da, 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 e ok, ok, ok. Haide toată lumea cu niște like-uri. Ia de, ia uzi. Au. Dai și mie negativul mai tare încă se poate, imposibil. Sau... Mamă, ce-ar fi mers acum o horă de aia frumoasă? Faceți horă încet, ia uzi. Or mai fi, da, or mai fi mândre. Oh,
Băi, ce mulțumim, să vă zic, că mulțumim frumos pentru inimioare, o să te mai pe live dacă am început să fac bani de când ai cântat tu. Îi mulțumim lui fratele meu Nasser pentru 10 ron a primit de la fratele meu Nasser aici pe... Nu, că el mai mult cash folosește, știi? Am înțeles, deci... Adică deci, numai săptămâna viitoare mi-a dat vreo 2000. Am înțeles. Și ce zic? Da, asta acum, să nu... Și a venit și doamna Liliana Bușneriu cu încă o donație. Doamna Liliana, mulțumim mult tot. 10 lei, dar în euro i-a dat doamna Liliana Bușneriu. Vă doresc mult succes în toate proiectele voastre, să rămână doamna Lili. Cel mai tare proiect al nostru este viața în sine. Băi, eu sper că vă distrați acolo. Toată lumea te felicită, șef. Mulțumesc din suflet. Băi, mă bucur mult că o iubiți pe Miru. Să știți că eu știu și am văzut toate comentariile în care voi ați solicitat-o pe Miruna încă de la primul live pe care l-am dar făcut aici. Dar le-ai ignorat. N-am auzit, nu mai merge eu la microfon. Și trebuie să înțelegeți că live-ul ăsta, oricum, ca impuls, a fost în principal datorat Mirunei, care m-a bătut la cap foarte multă vreme să mă apuc de treaba asta. Facem 200 de like-uri, hai cu like-urile, a scris-o mare, nu, dar eu nu m-am atins de tastatură. Corect. Asta vă denotă că avem un staff întreg în spate aici, e full, e mulți oameni, uite-l pe Gigel, pe da, toată hey. Comentați și voi cu litere mari, diacritice, dacă se poate semne de punctuație când comentați pe YouTube, staff-ul, vă rog, sunteți foarte buni, mulțumim frumos, Ion Cătălina. Vreau și eu moderator, nu mai pot să dau moderator acum, crede-mă. Te pup, Cătălina, te pup. Nu văd ce exact pe live-ul ăsta. Hai cu share vorbim așa frumos și cu semn de exclamare și cu... Așa, vezi staff-ul? Ai văzut staff-ul că merge bine, altcumva treaba. Vreau să-ți găsesc un ton bun pentru piesa Ailey Peach. Știți că v-am cântat de multe ori piesa Ailey Peach unde mergi și Mirunei îi place foarte mult piesa asta și o să o cântăm împreună. Și pe toți tovai întregi. Dragii mei, vreau puțină susținere în comentarii. Deci ăsta e tonul, da? Da. Hai că știu că piesa asta vă place. Că dacă nu v-a cântat Omar de atâtea ori, de-aia am și învățat-o. Hai puțină inimioare de, ia să vedem. Zice Antara nou, dacă facem 200 de like-uri. Ia să vedem că poate. A, sunt 135 momentan. Nu, Antara Arnaud, să înțelegi că următorul gen, când vezi 135 pe un chat, următorul pas e 150, nu 200 direct, așa o iei, astea, mă rog, lecții de... Ah, lasă-mă puțin să intrăm okay, în balans, okay. În timpul ăsta lumea mai face un story, lumea mai dă un like, lumea... Ah, mă, o luăm așa la rece puțin, să ziceți dacă se aude... Nu, acum e bine. 1, 2, 3 și... Ailey piciorul unde mergi, chichirana, și pe dostul aia întregi. Păi când apare în peisaj, moare lumea de necaz. Ailey piciorul unde mergi, chichirana, și pe dostul aia întregi. Păi când apare în peisaj, tu ai cel mai mare haz. Când apar tu undeva, se miră toată lumea, se uită lung după tine, parcă ești din filme. Ah, ta-la-la, parcă ești din filme. Păi când apar tu undeva, se miră toată lumea, se uită lung după tine, parcă ești din filme. Ah, ta-la-la, parcă ești din filme. Și din profil ai talent și mare stil. Da, mult încă vreți mă arăți Chichirana, și ai multe calități. Păi din față și din profil ai talent și mare stil. Da, mult îmi place cum arăți Chichirana, și ai multe calități. Păi din față și din profil ai talent și mare stil. Ah. Acum apar tu undeva, se miră toată lumea, se uită lung după tine, parcă ești din filme. Ah, ta-la-la, parcă ești din filme. Păi când apar tu undeva, se miră toată lumea, se uită lung după tine, parcă ești din filme. Ah, ta-la-la, parcă ești din filme. Și acum mai pe lentă, Mițu, i-auzi. Și pe toți tu ai întregi. Dacă
peisaj. Tu ai cel mai mare haz. Ai lipici oriunde mergi, dar și pe toți tu îi întregi. Dar când apare în peisaj, tu ai cel mai mare haz. Când apar tu undeva, se miră toată lumea, se uită lung după tine, parcă ești din filme. Ah, ta-la-la, parcă ești din miră toată lumea, se uită lung după tine, parcă ești din filme. Ah, ta-la-la, parcă ești din filme. Doamne, întreabă pe Miru, întreabă pe Miru dacă știe pe cineva, Elena de pe TikTok, care îi comentează mereu. Oh, Elena, Elena Ștefania, care a zis că o cheamă și Ștefania. Da, da. A mai Elena, venit și Antar Arnaut cu încă 10 lei, mulțumim, mulțumim frumos! 2-10-9, mulțumim, familia Omar, sunteți minunați pentru donațiile astea, sunteți și mai șmecheri. Băi, da, familia Diaconescu ce faci? Familia Diaconescu tot așa cu cash-ul ca fratele meu, nu prea le au cu cardurile. Familia Diaconescu, nu mă faceți de râs, dar contribuiți și voi aici, că serios, de câte ori m-ați văzut live la Omar Arnaut? Antar Arnaut, care a donat acum, e o pisică. Serios, are și cont. Da, uite, nume, tot card, da, trebuie să de pe miau. Card. Da, miau, 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 miau. E, mulțumesc, dar tu nu știi. Mă rog, da. Lili Bușneriu salută pe Antar, pe pisica noastră de pe live. David oficial tot insistă cu o întrebare, iubiți? Și cu două, două iubim semne, mult. Două semne de întrebare. Bă, David, și mă rog, în general toată lumea asta, vă dați seama că dacă tot întreabă foarte multă lume și la un moment dat se sizez eu că întreabă foarte multă lume, nu o să-ți dau răspunsul direct, nu, prefer să fac ceva din care să fac bani dacă tot. Mi se pare că asta e mentalitatea oricărui român, poate voi pe internetul recunoașteți treaba asta, dar așa sunteți toți, nu mai fiți. Ceea ce e important să știi lumea e că noi avem foarte multă iubire de împărtășit oricum. Bravo, șef. Am dreptate, în general, oricum și... aia cu banii am dreptate ce am zis. Cu aia, cu mai dacă, devreme, dacă nu? Dacă tot devine da, tabu... Da, ești vizionar tu. Băi, tot... voi sunteți aici cu un om vizionar, eu cred că... Să fac un vlog de la care să fac mai multe vizuri, să fac bani. Da. Și zic acolo, zic așa pe live, știi ce zic? N-are rost. Ca idee. Facem bani. Da. Facem. Îi împărțim, da. Corect. Asta depinde de ce se zic în vlogul ăla. Cânta I Love You, sigur că da, mulțumesc frumos pentru comentarii. Următoarea piesă o să mai lăsăm pe Miruna să se liniștească, că ne-a cântat două una după alta. Și în mare fel, nu uitați să lăsați Instagram-ul lui Miru în ochii voștri, să vizitați profilul. Ne facem aproape 150 de like-uri, ceea ce înseamnă că imediat o să ajungem la următorul task de like-uri. Hai cu încă 3 like-uri acolo, dragii wow. mei. O să pună staff-ul meu link-ul de Instagram al lui Miruna, staff-ul de aici din spate, să-l pun încet acolo. Și a mai venit și Ionuț Bogdan cu încă 10 lei. Mulțumim, Ionuț Bogdan! România! Zic. A, Ionuț! Da, mă, păi cum? A, e dat tău? De la Ploiești! De la Ploiești? De la Ploiești! Ionu... A, nepotul tău? Da, vă pup din tot sufletul, toată familia mea de te la Ploiești. Te pupăm, prințule, îi salutăm pe toți oameni. Uite, vezi, te-a reprezentat bine. Aia zic, vezi, păi a trebuit să a venit și neamul tău. Trebuia să tac ca să pară că e... Păi nu, că altfel nu dădea. Tu zici tu, Ionuț, în comentarii acolo, nu ți-a atras atenția mea și bă, dacă tot zice, s-o repre, câți ani are Ionuț? E mai mare, e mare. A, nu e ăla micul de care mi-ai zis? Nu e fratele meu. Fratele tău, te pup, mai da. Mare. Ai, frate, eu am zis că e verișoră tu. Nu e Ionuț tu. Și Bogdan e fisul. Am înțeles. Deci nepotul tău. Da, nepotul da. Meu, okay. Păi cum? Ok, și crezi că... Uite că nu s-a familia din partea mamei, dar familia din partea tatălui. Oh, am înțeles. Ploieștenii mei. Vă pup și pe și familia din partea mamei de la Bârla, bineînțeles. Nu vă supărați dacă am zis așa, eu mai glumesc. Îți mulțumim, Miru, că ai răspuns pe Instagram-ul. Tu ai răspuns acum la oameni? În momentul ăsta nu am răspuns. A, e răspunsul probabil lui Ștefania. Da, Ștefania, te pup. Normal că răspund Ahlen, la toată lumea. Salam alaikum, Sibel Pekin. Ahlen. Ahlen, hai, la mijloc Ramadan. Aid Mubarak, afon. Fakaret în anul de Ramadan. Shukran, 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 Amira. Deci am zis să pună staff-ul de pe contul meu și a pus Amira. Și am vorbit în română. Yani ana ahket bila lugha romania عشان يحط staff يعني من قناتي باليوتيوب اللينك تبع ميرونا بالانستغرام واحكي بروماني
انت فهمتي وحطيتي اللينك يا حبيبتي يا أميرة. Eu sunt convinsă că la cât s-au uitat fanii tăi din străinătate la tine, au învățat și român între timp. Așa, vrând nevrând. Da, dar nu că e fluent, e greu. Bine, fata, bine, Amira, e deșteaptă rău. Na. E deșteaptă rău. Pentru fratii tu mai mare cântăm piesa asta, I Love You, pe care... Bun. Nu o dedic neapărat eu ca să nu se interpreteze greșit, dar o dedică surioara ta mai mică, Ionut, pentru tine. Fondurile astea le-am tras eu și cu un clăpar bun din Botoșani. Mă, cât a basul. La 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 la. Știi piesa asta? O știu tot de la tine, o știu normal. A făcut câteva milii piesa asta pe YouTube. Toate piesele de le cântăm în seara asta le găsiți pe canalul meu de YouTube, dragii mei. Close your eyes and try to see a world without love. How would it be? Every hug and every kiss, every smile will disappear. So tell me, how would that be? Oh, I love you, je t'aime, te quiero mucho. Ya habibati ana, ya aini, ya leni, ya leni, ya leni, ya ya aini, ya leni, ya leni. Oh my God, ce frumos, mulțumim frumos. Mulțumim, Antar, pentru comentarii și pentru donații. Andreea, Iuliana, te pupăm, bun venit. Franci, o iubim pe Franci, bun venit, Franci. Hai cu like-urile alea, vă rog eu frumos, și share pe Instagram peste tot, ia uite. Free your mind and make a space for, thank you, create a special place. Oh, every hug and every kiss, every smile will disappear. So tell me, how would that be? Oh, I love you, je t'aime, te quiero mucho. Ya habibati ana, ya aini, ya leni, ya leni, ya leni, ya aini, ya leni, ya leni. Hai cu share, vă iubim, gata, a venit și staff-ul înapoi. A fost până la baie. A plecat staff-ul până la baie. Vă ador, sunteți minunați, tu ești minunată, te iubim, mulțumim frumos. Eli White zice, mamă, ce sistem, mulțumim, Eli, pentru și comentarii. Și pe Eli o pupam din tot sufletul. Iauzi, au, au, au. Ele, Eli, 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 Aini, Eli. Kuli hawa ya sister, am tul Amira. Ya baye, bas Amira ushahed anto yani bi Falastina bi nafs al madrasa aw shu yani? Anto ashab honik yani sisters my sister kul hawa w hik yani harakat harakat biruh al din la tahat bas btahku hik yani kul hawa haram ya ya Islam police, ya Islam police. Ma shti o sa invat shu intro zi. Da, și-a fost scuze, tu te uitai chiorâși la mine, nu? Chiorâși, da. Ia, stai că am citit. Mai știe când mi-a cântat la mulți ani, sunt fana ei numărul 1. Am și un fanpage pentru ea. Da, normal că mai știu, normal că am și cântat pe TikTok, am făcut un TikTok. L-am văzut, pentru... pe toate. No, ma, ma nafsa. Ah, ok, yani, Shahed Mahal, Amira Mahal, ma hek? Hai hi, yani. Had Nora Alamna, ok. ناصر علمنا اه ناصر علمنا اوكي يعني من اخوي عم بيجي وهذا غير حرام يعني عم بيجي بوليس اسلام عم بيقول لكم ما فيكم تحكي على غير حدا
احكي عن دينك بس وعن شو عم تحكي انت بس، ما في غير شي، ما في ناصر، ما في اخوي، ما في عمر، لا لا لا، هدول منكن، هدول منكن. شكرا حبيبي عمر زازا بوليا. يرتاتي-مو دراجي مي فراتي مي رومن دي peste tot de pe plaiurile românești. Să știi că ce faci mă mințu? Să știți că mai trebuie să vorbesc și arabă cu oamenii, că mai avem și fani din ăștia arabi pe care eu iubesc foarte mult. Sunt oameni care, ca să înțelegeți de ce îi prețuiesc foarte mult, sunt oameni care nu înțeleg nici 95% din, adică, nu, stai că am zis greșit. Nu înțeleg nici măcar 95% da, din ce se vorbește pe live-urile astea. Și cu toate astea îi vedeți încet acolo ca un moderator, stau, postează link-uri, toate alea. Da, mie mi se pare incredibil, sincer. Da, oameni, nu înțeleg. Sincer. Adică, puneți-vă puțin în locul lor ca să înțelegeți cât de mult mă iubesc oamenii ăștia pe mine. Să stați să ascultați un live într-o altă limbă, să nu înțelegeți nimica. Mă rog. Și să fie prezenți oamenii ăștia continuu în viața ta și să... Da, corect. Corect. Dar ideea care e că oricum cântăm și mult, dar au existat live-uri în care doar am vorbit în română. De exemplu, live-ul de sâmbătă trecută pe care vă invit să-l urmăriți, dacă vreți să învățați mai multe despre religia mea, despre islam, intrați pe canalul meu de YouTube. Și live-ul de sâmbătă trecută a fost, nu? Da. Înainte cu câteva zile să se termine Ramadanul, a fost legat de islam, așa o părticică din tot ceea ce înseamnă islamul. Dacă vă place să mergeți acolo să lăsați un like. A fost de datoria mea să fac asta pentru că eram în Ramadan și m-am gândit să am un scop nobil o dată în viață pe live-urile astea. Ăsta e al doilea. În rest m-am golenit atât. În rest nu mai m-am golenit, dar lăsați viețile mele că eu mai aduc pe Miruna, mai aduc, mai vorbesc cu invitații așa, mai finuți, dar săptămâna viitoare intrăm pe Omegle viețile mele. Eu n-am putut să stau cu Miruna pe Omegle că eu mai mi-asum dacă mai înjură unul, dar astfel de... Băi, eu mă așteptam sincer, el prima dată așa a zis, hai Miruna, intrăm pe Omegle, facem toate alea, dar probabil se gândește că nu fac față la provocare. Ești o prințesă și nu poți să te bag pe... Adreso bine. Ce adreso? Tu ai adreso. A, credeam că vorbești cu vreun spaniol, dar asta îl cheamă adreso. Poți te rog să cânti o fustă creață? Oh, dar chiar văd că eu am toba aia pe orgă. Mamă, vrei să cântăm fustă creață? Hai. Oh. Ia stai puțin. Iertați-mă, dragii mei, orga mea nu am folosit niciodată. Eu cu ocazia acestor live... Da. Mă scuzi, am contribuit și acum cântă ceva, n-ai ce să faci dacă... Aolo, a mai venit Naser cu un cont de 25, s-a dus și a băgat cash un cont. Naser, a băgat cash un cont și a scris Instagram Omar Arnaut. Bine, dar acum vrei să zic ceva? Dacă e pe frății pe alea, acum trebuie să vină și Miruna cu una tot de 25 să pună Instagramul lui Miruna. Ca să fie egal, de la Miruna la frate, frate, după aia Miruna la Miruna, m-ați înțeles? Nu poți să-i soră, că nu vă știți. Ce faceți încă oamenii mei? Unde? Facem și noi concurența asta, știi? Care... care face mai mulți bani. Ei exact. Acum, nu vă grijorați, intră în contul meu, dar să nu vă imaginați că scap eu de Miruna, cumva are o influență, nu pot să vă zic, da, pentru că nu pot să vă spun întrebarea venit dacă suntem împreună sau nu, și de aia nu pot să vă zic de ce mă panichez mai exact. Dar știți caracterul ăla de... nu caracterul... impostația vocală de nevastă, vă dați seama, nu pot să las banii în cont așa, wow, neîmpărțiți. O să ia zi la un moment dat. Hai. Stai puțin. Mamă, hai că pe mine m-a luat așa puțin entuziasmul. M-a învățat pianistul să umblu pe clapa asta. Am mai venit Naser cu încă una de 10 și zice Love Palestine. Walla, la alam al-arabe, am șuf șubi sirbi falastina, anaktir zalen. وقلبي معكم يعني بتعرفوا هاي الشيء هون برومانيا ما بيعرف حدا عن شو بيصير بفلسطين وانا كتير زعلانه هاي الشيء بس انا يعني عملت شو فيني اعمل ناصر عم يجيني كو دوناتي دا عزيز دي فلسطين يوبين بي وان فلسطينيين شي suntem cu inima cu ei, dar eu tot aștept aia cu Instagramul lui Miruna. Oricine, ori tu, ori Miruna, nu? Corect. Dați una să fie egal, ești de bucă, suntem... Hai, nu mă dezamăgiți, vă rog eu mult. Suntem împreună aici, invitați. Dați una. Eu, vezi, doamne, d-am făcut tot, dar tot la mine intră. Mă rog. E, lasă. Ia stai, o secundă. Să-mi spuneți dacă pică, dacă ceva. Eu acum fac niște setări, dragii mei. Nu mă luați în seamă. Mințu, mai vorbește tu cu oamenii mai zile. Da, păi ce pot să zic?
Veșnicile, mulțumim pentru toată lumea și ce vreau eu să vă zic, uite, nu știu câte persoane au dat like momentan la clipul ăsta, dar vă invităm din tot sufletul să ne dați like, pentru că vorba aia pe care am învățat-o și eu, YouTube-ul n-are de unde știi că trebuie să ne vireze și altor oameni. Și tocmai de-aia vă invităm să ne dați like și să faceți neapărat story-uri pentru Instagram. Ia vezi. Ce nu văd. A venit. Ci că ia vezi, dar nu văd. Făceam o glumă. A venit doamna Lili Bujneriu cu o donație de 3,49 euro cu Instagram, Miruna Diaconescu. Wow, nu pot să cred. A luat-o doamna Liliana Bujneriu înaintea tuturor de la mine din familia Diaconescu. Nu-mi place treaba asta. Deci nu numai familia Diaconescu, dar și frații mei, familia Arnăud, n-a venit cu o donație, a trebuit să vină doamna Lili Bujneriu, care oricum e familia noastră, familia Omar se cheamă așa, datorită doamnei Liliana Bujneriu, pentru că dânsa a dat numele ăsta la comunitate, îți dai seama că doar nu-l puneam eu, că mă știi, nu puneam eu nume. Dar dacă a zis doamna Liliana Bujneriu numele familia Omar, așa a rămas, facem live-uri, data viitoare o să introduc în titlu numele ăsta. Facem o șuietă cu familia Omar, o creăm ușor, ușor. Corect, da. Și în curând poate facem și niște întruniri, să vorbim cu voi pe un Skype, pe un ceva, să fiți cu noi pe live aici. Nu se știe niciodată, dar până atunci... Mă, da... Credeam că se au boxele de la clapă. Nu se au. Bine. Dar după cum vedeți, tehnicele. Da. Astea care ne omoară. Eu sunt mai neîndemânat. El e mai chițibușar, nu? Ești mai chițibușar. Ești gata? Hai. Eu sunt la partea aia. Că nu știu dacă tonul se potrivește, dar eu cânt partea aia cu știi tu. E do major. Mă rog, cânt și... Salutare, salutare, zice Alexandra Holotă. A intrat... Holotă. A intrat la fix, Alexandra. Te iubim din toată inima. Bun venit. Dar de cântat cam când? Acum cântăm, șefule. Dacă ai zis-o cu intenție, oră vezi că m-am supărat pe tine și o să-mi pun moderator, este de afară, noi nu acceptăm oameni răi pe acest live. Dacă ai zis-o la hohamiau, cum ar fi vorbiți mult și nu cântați, dacă ai zis-o dulce, acum scânt, uite, special pentru tine, auzi. Ai o fustă creață, creață, și cea mai mare dulceață, ai dulceața cea mai mare, din cap până în picioare. Ai o fustă creață, creață, și cea mai mare dulceață, ai dulceața cea mai mare, din cap până în picioare. Rabadam stai, riba, nu te vino mai încace. Rabadam stai, riba, uite aici că-mi place. Rabadam stai, riba, nu te vino mai încace. Rabadam stai, riba, uite aici că-mi place. Acum focul, creață, acum creață, focul. Ai aprins în mine focul, 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 focul. Vino-n cam în casă, focul, 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 focul. Ai aprins în mine focul, focul, focul. Ai dulceața cea mai mare, din cap până no, legeare. Te-am văzut că vrei ceva, dă-i, hai. 1, 2, 1, 2. Ramadan stai, Ramadan stai, riba, tu te vino mai place. Ramadan stai, riba, puși de aici că-mi place. Ramadan stai, riba, tu te vino mai place. Ramadan stai, riba, puși de aici că-mi place. Ramadan stai, riba. Premieră și pentru mine să cânt piesele astea aici, dar mă bucur rău de tot, Omar, da, este... Am dat-o așa, doar de focul la oameni, că noi avem negative pregătite pentru voi în seara asta. Cu clapa, ce piese mai cântăm și noi? Ia ziceți, ce piese vreți să cântăm la rece, așa, ceva mai la rece? Hai să sau ceva tot așa fericit și... Ce? Ceva tot așa fericit și... Ce vrei să cânt? Mă gândeam la săracă inima mea. Bombă, da! Gata, așa facem. Ți-e sus ăsta, nu? Săracă-i... Mai da, nu-i mai sus. Mai sus? Păi că o iau la octavă inferior. Săracă-i inima mea, săracă-i inima mea, iar începe a mă dure, iar începe a mă dure.
Săracă inima mea, săracă inima mea, iar începe a mă dure, iar începe a mă dure, ai, ai inima, ai la mult irălimă, ai, ai, ai inima, ai la mult irălimă, dai. Și strofa una, da. Săracă inima mea, săracă inima mea, iar începe a mă dure, iar începe a mă dure, ai, ai inima, ai la săracă inima mea, săracă inima mea, iar începea mă durea, iar începea mă durea, săracă inima mea, iar începea mă durea. Hai sus cu 200 de like-uri, cum zice toată lumea, încet acum. Mi se pare că muzica e cel mai frumos făcută în momentele de spontaneitate. Eu cu Miruna, să știți că am pregătit doar pe parte tehnică ce ne-a trebuit pentru live-ul ăsta. N-am repetat. Sunt foarte puțini oameni care acceptă treaba asta. În general, eu m-am lovit mereu de problema asta, că oamenii mă chemau peste tot cu câteva ore mai devreme, în care eu puteam să dorm și nu mi-a convins niciodată treaba asta. Că, cumva, oamenii vor să vadă spontaneitate. De-aia există necesitatea de a se face pe toate resursele posibile behind the scenes-uri, de exemplu, la clipuri, pentru că omul vrea întotdeauna să vadă ce se întâmplă în spate. Behind the scenes-uri sau, nu știu, breakdown sessions la părțile de studio. Oamenii sunt curioși. A început să aprecieze mult mai mult naturalețea, spontaneitatea, lucrurile astea, și tocmai de-aia ne-am bazat pe asta. Corect. Nu? Și până la urmă, nu mai muncim nici noi atât de mult cu repetiții, cu alea, cu să stăm zile întregi emoționați. Nu mi-a plăcut niciodată treaba asta, am fost freestyle toată viața mea. Și așa puteți să vedeți,
și o repetiție, dar în același timp și un concert și o cântare și ce vreți voi, adică asta e cel mai frumos. Până la urmă, important e că ne bucurăm foarte tare de momentele astea și eu, sincer, Omar, zic, sunt super entuziasmată că sunt aici și văd atâția oameni care trimit atâtea inimioare. Să știți că eu nu văd până acolo comentariile, am tot repetat chestia asta, e deja bine, cred că devine enervant, da. Dar văd, în schimb, toate inimioarele, toate emoticoanele astea frumoase cu tot felul de brizuri, inimioare, toate alea și vă mulțumim din tot sufletul pentru suport și ți-am zis, mulțumesc și oamenilor mei care sunt aici în seara asta pentru mine. V-am emoționat, nu? Te-am emoționat un pic. Și pe mine vine să plâng acum, da. Sincer. Nu, voiam să văd cât de mult poți să te duci cu vorba aia. Ai fi în stare să faci live-uri singură, gen. Zici? Da, n-am încercat niciodată. Te duce capul, da, serios. Da. Adică poți, sunt foarte, foarte puțin. Dacă vă aduceți aminte, telespectatorii fideli, spectatorii fideli, interna spectatorii care se uită la live-urile astea, vă aduceți aminte că atunci când am făcut live cu toți băieții, cu toată brigada, i-am lăsat puțin singur, s-a distrus tot, toți netalentați la așa ceva, de-aia am adus pentru că sunt talentați la Caterin, care că nu vă imaginați că eu am pus vreo pretenție de stai bine la lumină, la... nu m-a interesat absolut deloc. Eu m-am ocupat eu de tot, dar eu am fost acolo la Caterin, că până la urmă de-aia am chemat, că sunt frații mei și nu se supără că îi chem pentru motive de-astea. Foarte multă lume a cerut Jamilia. Wow, da, e una dintre piesele în care eu am fost implicat preferate ale Mirunei. Și tocmai. Cred că abia aștepta toate comentarii. Toate sunt preferatele mele, îți dai seama tot ce faci tu. Acum nu că vreau să te perii că sunt aici la tine acasă, dar așa este, toate sunt preferatele mele. Dar Jamilia, într-adevăr, este printre primele. Și am și eu părțile mele preferate pe piesa asta. Doamnelor și domnilor, haideți cu un share pe live-ul ăsta. Hai cu like-urile alea sus, puțină mișcare. Auzi, au, au. Bo-ba, ba-ba-ba-ba, banii în aer ca vuia. Ia uite cum mișcă Dudu, ia. Ei, cât aș face cu ea. TNT, dinamita, boom. Face selfie, șaca la ca bum, bum, bună de tot. Bine pe cor, auzi, scrie model de top. Face din capricii vicii, mi-l pe Matias. Poate să o ardă și bici, gamă largă de servicii. Oh, yeah. Face din capricii vicii, poate să o ardă și bici, gamă largă de servicii. Jaminia, 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 Jaminia. Carte am să-i dau ce vrea, nu mă pot controla, sunt nebun după ea. Jami, Jami, Jamilia, bine. Zici unde frecu, șefule. Jamilia, Jamilia, le facem toate ca la carte. Am să-i dau ce vrea, nu mă pot controla, sunt nebun după ea. Jami, Jami, Jaminia. Hai, viitoare, turnela, Miru. Ca pisica miau. Au, ești wow. Zău, te hau. Toar, toar, toar. Toar ce ca pisica miau. Mi s-a pus pata pe ea. Va, 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 va. E prea sexy, prea așa. La, 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 la. O miru, mirunica. La, 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 la. E prea sexy, prea așa. Ce din capricii vicii, poate s-o ardă și bicii, gamă largă de servicii. Jaminia, Jamilia, Jaminia, le facem toate ca la carte. Am să-i dau ce vrea, nu mă pot controla, sunt nebun după ea. Jami, Jami, Jaminia, 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 Jaminia. Le facem toate ca la carte. Am să-i dau ce vrea, nu mă pot controla, sunt nebun după ea. Jami, Jami, Jaminia. Și ultima returne, dă-i. Mașină, înainte să ajungem aici, i-am zis la Omar, Omar, pe piesa asta mă lași să fac eu returnela, că o știu, și mă lași și la partea aia cu wow, ești wow, zău, te hau, dar nu m-am gândit că chiar mă pui, adică am fost așa un pic luată pe nepusă masă, dar nu contează că ai văzut că m-am descurcat, m-am dus direct, instrument am fost. În fine.
că în fine, măi. Te-ai scăpat, așa zice Eli. Da, corect, și eu m-am scăpat înainte. Fiți atenți, vreau să vă zic o chestie. Să mă uit la like-uri. 180 de like-uri la 100. Mai vreau 10 like-uri. Cine ne iubește cu adevărat? Mi-ar dori foarte tare. Ți-e cald? Un pic, da, e cald aici. Muzica asta, stați puțin. Noi avem aer condiționat. Băi, ce reclamă îmi faci, băi. Că n-ai aer condiționat, că ești... Eu n-am, dar ascuns aici în spate și o să facă puțină gălăgie, dar nu mai contează că... S-a deschis și ușa între timp. Cine a deschis ușa? Nu știu, aveai tu fantome pe lasă, că închide staful ușa, s-a deschis de la aerul condiționat. Staful închide ușa, dar închide-o bine, că aerul ăsta condiționat face o presiune, da, anume... Fizică, da. Știi ce zic? Da. Ca să depresurizeze camera, trage ori geamul, ori ușa, și geamul e închis și am făcut și live de fizică. Numai pisicile sunt. Ba da. Lasă să intre pisicile. Ba da. Să vină pisicile. Mie îmi convine să tot vină pisici în viața asta. Cât de adorabil sunteți, băi, mulțumim. A zis măi. Băi, am zis eu. Mulțumim, staful, să trăiască staful. Bine. Cât de adorabil sunteți, măi. Mulțumim, Andreea, Iuliana. Ia să vedem cum stăm cu like-urile, că Miruna mai are câteva piese pregătite pentru voi. 184, cât era 170 înainte, nu? Nu mai știu. Dragii mei, vreau și 190 de like-uri, vă rog eu frumos. Haideți 200, acolo din, hai cu 200. Din, nu, iau ușor, ușor. A, o iau cu pas cu pas. Deci eu cu pas, familia cu mea pas, sunt finuț, nu-i deranjez. Okay. Iau ușor, vă rog eu, tu cu Miruna cealaltă, ați început să scrieți, voi, hai 1000 de like-uri. Nu, frate, eu ușor cu familia mea. Nu vă băgați voi, n-are nimeni treabă în familia mea, că familia mea știu că o să dea like-uri. Până atunci mai citim din chat. Întrebări. Miruna are pregătit direct piesă populară. Dar serios, pentru cine voi vrea, noi chiar vă așteptăm cu întrebări. Eu sunt foarte pregătită să răspund. Miru, la toate întrebările. Da, am ochii verzi. Nu știu dacă se vede pe... Ba, se vede, se așa vede, puțin, da. Da. Ia uite-te în cameră. Da, se vede bine, tare rău. Am fost al 180-lea like. Pup cu drag de la bun. București. O, eu nu-s Grășdeanu, mulțumim. A, și stai puțin să-mi aduc aminte, în timp ce cântam noi sau eu sau tu, ai mai donat odată frățelul. Serios? Tău, da? Serios? Da, mulțumesc mult, Ionuț. Eu știi că te iubesc din toată inima mea și vă iubesc pe toată lumea. Elis, Bogdan și toată familia mea de la Ploiești și toată familia mea de la Bârlad. Ei cred că nu prea sunt cu... tehnicile, nu au știut. Mi se exact pare că eu nu ți-am dar lasă fost că atunci, seara nu, asta. Mă refer la cei de la Bârlad, dar nu contează că dacă trecem pe acolo, nu plecăm fără câteva. A, bravo! Știi? Vin și eu la Bârlad data viitoare, doamna Gabi, dacă e de câteva... Exact, da. Sute de mii vorbesc eu, dar nu e... Ia să vedem ce negative mai sunt acolo. Stai că sunt 189 și nu mai... Eu nu mai cânt, serios, deci nu mai cântă nimica. Dacă nu se fac 190, intru în depresie acum. Și a, bine. Adică o să stăm așa să vorbim. Noi, în general, între noi vorbim foarte mult. Acum am să ținem contactul cu publicul pe live. Dar... Mai uite-te și tu în comentarii. Păi nu mă mai uite, că nici nu mai răspund la comentarii. Încă un like trebuie să existe un om care să dea un like, efectiv. E foarte important. Adică eu stau și aștept, nu mai cântăm, nu mai facem nimic. Vorbesc serios. Oare am dat like la clipul ăsta? Că mă duc eu să dau. Nu, deci nu mai facem nimic. Se joacă cineva cu mintea mea. Da, hai să vedem dacă a dat lumea. A scos cineva like-ul și l-a dat din nou. Nu! Nu, nu, că îl păstrează, dar se joacă cu mintea mea. Hai să vedem cine a mai dat pe Instagram, cine a mai pus la story la asta. Ah, dar chiar intrați pe Instagram. Ai văzut cine a fost prima persoană atunci sau nu ai văzut până la urmă? Ah, nu m-am mai uitat, din păcate. N-ai văzut. Trebuie să vedem cine e câștigător. Păi da, te uiți să vezi că e în ordine cronologic. Ah, gata, uite, ba da, l-avem pe Emanuel, Emanuel SNBN. Uite, îi dăm follow lui Emanuel. Hai. Uite, caută profilul ăsta și dă-i. Mulțumim frumos, Emanuel, că ai răspuns primul la story. Vedeți, dragii mei, astea sunt niște avantaje pe care oamenii care sunt la curent cu noi le au. Trebuie evident să vă recunoaștem că favorizăm oamenii care ne sunt mai aproape. Am zis de story-ul ăla și băiatul acesta, Emanuel, a fost primul care ne-a dat replay la story. Și Miruna și cu gata, mine i-am dat follow și exact îl respectăm. Îi mulțumim frumos pentru treaba asta. 193 de like-uri. Vezi când ești nenorocit și nu mai faci nimic pe live și ameninți oamenii că vine o horă, dar de fapt nu mai vine. Așa se fac like-urile, că nu vreți să dați.
Dar să știți că vă prind eu și cumva așa o să stăm tot live-ul, nu mai facem nimic dacă nu dați like-uri, vă dați seama, pentru că asta e legea, like dacă vrei să stai aici în familia noastră, să fii parte 100% din ce facem noi aici, trebuie să dai un like ca să ne ajuți pe așa, pe să se dai cool, să se ducă live-ul nostru. Ca să văd ce mai e acolo. Stai că ți le fac mari. E, păi și ce crezi că văd? Nici mari? Nu. Prietenia, cine numele mi-l poartă. Stai așa, să îmi pun ochelarii, oameni buni, că... Dar poți să stai și cu ei, că nu e problemă, că luminile astea nu cred că se reflectă. Bordeiaș, oare? Ce vrei tu? Hai să-i dăm cu... ce la ultimul anului. Negativ, e al nostru ăla, e surpriza, e dragoste păcătoasă, o să cântăm piesa noastră împreună live, da? Să fiți pregătiți. La 200 de like-uri cântăm la piesa noastră. La 200 de like-uri cântăm Dragoste Păcătoasă. Până atunci, ia vezi câte sunt. 195. Bun. Ceea ce înseamnă că mai baște o piesă și după aia cântăm. Pune și tu bordeiaș, bordei. Bine, șef, gata, s-a făcut. Îi băgăm reverb-ul de la Mia Muzica lui șefa noastră, hai, invitata secunde, noastră specială. Asta începe așa mai, știi? Să-mi pun și eu versurile. Ah, că... bine. Gata, hai. Bordeiaș, ok. Bordeiaș, bordei, bordei, bordeiaș, bordei, bordei, hei, bordeiaș, bordei, bordei, bordeiaș, bordei, bordei, și fără opinii.
tare, încurajare, iubire, dragoste pentru Mițu acolo încet. Da, mă, frumos. Mulțumim frumos. Din suflet. Ne susținem și la bine și la rău, chiar și din punct de vedere muzical. Vă iubesc din toată inima. Te-ai mai răcorit? Da, da, e bine, e bine. Mai că m-am încălzit un pic, nu vă... Și eu la fel de când te știu. E aer în camera acum, să știți că am aer condiționat, bine? Nu țin invitații mei, deci dacă există prin oamenii care se uită la live... Să nu obțin să nu mai fi la mea muzica, să ne întoarcem înapoi aici la live. Corect, da. Mai ziceți și mie de reverb. Și ce vreau să văd eu? Felicitări, domnișoara Miruna, ai o voce frumoasă, ți-am dat urmărie pe Instagram, sunteți mulțumesc. Niște puși minunați. Mulțumim din suflet, mulțumesc din suflet. Cine e? Ionuț Grășdeanu. A, ai mai vorbit de Ionuț Grășdeanu la început. Mulțumim mult, Ionuț Grășdeanu. Mulțumim din suflet, frate, ești cel mai tare, mulțumim frumos. Ia stai puțin, că a zis cineva ceva. Na. Să cânte Omar, tu nu știi să optatutezi? Ce optatutezi, băi? Băi, noi facem muzică de 14 ani de zile, bă, dar niciodată n-am auzit asta. În sfârșit e cineva mai inteligent și mai bun decât noi la muzică. Nu, n-am auzit în viața mea. Opactutezi. Opactutezi. Nu știu. S-au strâns peste Pepe, e cea mai fericită zi, zice Naser. N-am negativul de la asta, dar o pot cânta și după piesa asta. Dar nu mai știu piesa, băi, Naser, nu mă face de râs acum. Cum era piesa? Haideți, vă rog, încet acolo cu niște, cu niște hinturi. Și tu trebuie să-mi dai, știi? Nu mai știu cum era piesa asta. Nu știu. Cea mai fericită e cea mai fericită zi din viața mea. Azi ne urăm iubirea unul altuia pentru toată viața. E cea mai fericită zi din viața mea. Lângă tine, lacrimi de fericire. E cea mai fericită zi din viața mea. Elis Diaconescu. Wow, Elis! Am mai venit cu 10 roi. Te pup! Mulțumesc da, mult, Elis. Tu ai neamul mai mare decât credeam eu. E da, e mare. De la mine nu știi încă. Wow. Ups! E mare! foarte mare neamul Diaconescu și foarte, cum să zic eu, dornic să financeze chestii. Exact. Zis, mai vă pup din tot sufletul. Oamenii din familia ta care au donat, deci primii au fost de la Ploiești, nu? Păi nu, că și el este tot de la Ploiești. Tot de la, adică de la e mami, da? Lui, ok, da. Deci toată lumea e de la Ploiești. Mulțumim frumos, familia Diaconescu, vreau să vă mulțumesc pentru donații. Să știți că dedicația e dedicație și banii o să ajungă la Mirunare, că nu vă chipui. Eu nu pun monopol acum, poate ei, sunteți acum... voi bogați în familia aia și așa, dar eu nu fur avere de-astea, nu? Sunt băiat cu minte, am și eu familia mea, numai că familia mea v-a zis mai mult cu cash-ul. Știi ce zic, au donat și ei, poate nu toți au cardurile conectate. Păi tocmai asta e, vezi, uite, și familia mea de la... Adică la tine erau mai adică, mulți. Dacă ar avea acum cardurile conectate, zic eu că am plecat de aici direct la mare. Vă pupăm și noi, zice Elis de acolo. Măi, sincer, nu știu cum să facem să găsim pe cineva atunci, să mergem până la Bărlață, învățăm să pună carduri și toate cele și ne întoarcem înapoi, cântăm. Nu durează mult drumul până la Bărla, sunteți minunați, zice Ezechiel, mulțumim frumos, mulțumim, Ezechiel, moderatorul meu solid și fidel, mulțumesc frumos pentru susținerea de pe toate live-urile, Ezechiel a fost de la primul live. Mulțumim familia Diaconescu, familia Diaconescu și familia Omar s-au unit în seara asta. Chiar că. La propriu, cu bani, cu alea, ești nebun, stați cu miți că n-a fost chiar așa la glumă. Dragii mei, ia să vedem dacă s-au strâns like-urile alea de la zis invitata noastră din seara asta. S-au strâns chiar cu 10 mai mult. Bun, atunci cred că a venit momentul. Să vă mult cântăm așteptat. Piesa noastră. Corect, împreună. Da. Ia stai puțin, să-l sunăm și pe Daniel Rotariu. Daniel Rotariu, dragii mei, dați un search pe YouTube. Are un canal de muzică. El este un muzician desăvârșit. Poate chiar mai bun decât noi, pentru că studiază la conservator vioara. E în anul 4, 5, 6, 1000. Nu știu cât durează facultatea aia. Da, e șmecher rău, e meseria, știți că eu vă fac recomandări din toată inima pentru oameni care o să vă livreze muzică bună. Daniel a început de drum cu canalul lui de YouTube și eu cu Miruna ne-am bucurat foarte tare, indiferent de faptul că el e la început de drum, de faptul că putem să colaborăm cu un om care știe meserie foarte tare. Corect, da. Și el ne-a făcut drept cadou tot proiectul pe care îl vedeți voi. Eu vreau să-i mulțumesc personal, dar nu știu dacă e pe live acum, o să-i dau un telefon ca să vadă cum cântăm live treaba asta.
Wow, că da, mi-a zis că o să se uite, dar poate a plecat, că ne-a văzut cu populară, a zis gata, bă, ăștia nu mai cântă piesa mea, nu mai fac nimica. Să vedem, nu știu dacă e aici. Alo? Dani, te pup, ce faci? Te pup, te trufești, stau la o bere, ce faci? Ah, ok, Dani. Nu, bă, vorbeam frumos de tine pe live, de proiectele tale muzicale, de toate astea și am zis... Urma să cântăm live piesa noastră și te-am lăudat până acum și acum te sun și tu zici că ești la o bere, dar nu e nimica, frate, că lumea te iubește și așa, oricum. Oricum, dar oricum, sunt fanul vostru și voi mereu o renoare dacă ar fi spătat. Frate meu, dă-i pe live, bagă-ți niște căști și ascultă-ne că băgăm aia live sau auzi și tu. Arată-l, pune la box în centru vechi acolo, vezi pe piesa asta de o cântăm. Hai, hai, așa să faci, bravo șefule. Eu vă pupă, ce... Dani. Te pupăm, Dani, te pupăm. Pa, pa. Vă pupă, Dani, și vă iubește pe toți. Să vezi și tu ce sacrificii face Dani acum pentru noi. Bairam Aid, Ana Maria Vieru, mulțumim frumos. La noi la rap se zice Aid Mubarak, da? Aid Mubarak. Aid Mubarak, i-a zis pe turcă. Ah. Omar, dacă... Încearcă să citești asta de la Virgil. Deci, Omar, dacă tu eti taca cinci. Nu, nu, nu. Mă rog, pot. E ceva nebun. Eu nu pot. Nu, dar oricum nu poți nici de dacă dau vezi. Și eu, îmi dau și eu aici. Gen, oricum nu poți nici dacă vezi. Ia. Acum, dragii mei, este momentul să vă cântăm minunatul nostru proiect pe care l-am lansat. Vă rog eu din toată inima mea, cine mă iubește cu adevărat, mergeți la clip și dați comentarii că veniți de pe live. A venit și Daniel Rotariu Music printre noi. Gata, acum putem să-i dăm live-ul cum trebuie să cântăm piesa asta live. Suntem puțin cu vocile deja ușor extenuate, dar o să dăm tot ce putem să vă livrăm. Hai. O prestație live frumoasă. Miruna, Omar, în fața dumneavoastră, suntem onorați să vă cântăm acest proiect minunat. Ia uzi vorbele astea scrise de Francia noastră, dragostea noastră, pe care o iubim mult de tot. Pe muzica lui Dani. Ia uzi. Wow. Bine, bine-s, bine-s, bine-s. Haideți cu story-uri. Am lansat piesă nouă și ne bucurăm să vă cântăm live în seara asta pe canalul meu de YouTube. Ia uzi. Eu te-am lăsat să crezi în dragoste păcătoasă. Eu te-am lăsat, dar inima încă te așteaptă acasă. Și acum nu pot să uit păcatul ce l-am făcut, Doamne. Eu privesc în jurul meu, te văd în vis, hai sunt doar eu. Iauzi. Cândva inima ta dansa, era în palma ta, imaginea era completă. Cât să te mai port în gând, dar oare nu-ți pot vorbi, îți cânt. Știu că regreți suspinul tău în suflet în răsună. Știu că aveți bucăți de inimă din praf adună. Tot nu vezi oricât încerci, fără lumină puzzle-ul e greu. Ai crezut că poți strișa, piesa lipsă sunt tot eu. Cândva inima ta dansa, era în palma mea, imaginea era completă. Cred în tine și te iert, acum te strâng la piept. Ce frumos! Doar tu poți schimba realitatea mea, inima înceta. Adu-mă iar în viață, adu-mă în etern, nu doar voci ecoi. Iar completă.
tine și de el. Acum te strâng la piept, nimic nu mai regret. Ia uzi, hai să o facem și live. Da, hai, hai. Clapa. Mulțumim, mulțumim pentru inimare. O facem și live cu clapa, că am prea mare drag și de piesa eu, da, asta. Hai. O să cântăm așa hai la rece, auzi. Eu te-am lăsat să crezi în dragoste păcătoasă. Eu te-am lăsat, dar inima că te așteaptă acasă. Și acum nu pot să uit păcatul ce l-am făcut, Doamne. Eu privesc în jurul meu, te văd în vis, aici sunt doar eu. Cândva inima ta dansa, era în palma mea, imaginea era completă. Cred în tine și te iert, acum te strâng la nu, să nu aveți pretenții la versuri, nu sunt un om al cuvintelor. Acum fiți cu mine, plângeți cu mine, vă rog, da, să nu râdeți de mine, nu, dacă eu plâng, nu râdeți. Wow. Nimic nu mai regret. Știu că regreți suspinul tău în suflet îmi răsună. Știu că înveți bucăți de inimă din praf adună. Tot nu vezi oricât încerci, fără lumină puzzle-ul e greu. Ai crezut că poți strișa, păcat că piesa lipsă ți-un tot e. Cândva inima ta dansa, era în palma mea, imaginea era completă. Cred în tine și te doar tu poți schimba realitatea mea. Mirajul poate înceta. Adu-mă iar în viață, adu-mă în etern. Nu doar o voce cu ife. Piesa asta, zic sincer că m-a emoționat în momentul ăsta. Ce eram noi pe hore toate alea, dar acum în momentul ăsta zic sincer că m-a emoționat enorm, iar Daniel a făcut o treabă magnifică. Vă mulțumim. Și de altfel și linia melodică pe care tu ai făcut-o. Mulțumesc. Ca să știe toată lumea, da? Da. Este telefon tu, eu așteptam să zici. Da. Oricum, deci piesa asta descriere este în primul rând este compusă de Omar. Și bineînțeles că ai avut muza după care să te... Da, corect. Iei. A fost total așa neașteptată colaborarea asta legată de piesa asta. Mai ții minte cum a pornit? Nu știu dacă mai ții minte, eram acasă la mine și într-o seară primesc mesaj de la Omar. Mițu, am...
ceva, fii atentă. Și era doar armonia și vocea ta, refrenul, dar nu complet, din câte mi-amintesc. Corect, nu? Da, da. Și am rămas din prima impresionată. Am zis, mamă, ce mi-a trimis băiatul ăsta aici. Trebuie să stau să înregistrez și eu, să-mi pun vocea deasupra vocii lui, ca să vadă, uite. Îmi place. Uite cam cum e. Da, și am trimis înregistrarea și în momentul ăla când i-am trimis înregistrarea, mi-a dat mesaj și a zis, gata, o facem pe asta. Pe asta o facem amândoi și o să fie piesa noastră. Și așa s-a născut Dragoste Păcătoasă. Vă mulțumim din suflet pentru inimioare. Miruna v-a spus behind the scenes-ul povestea, exact, acestui, da, proiect. E un proiect de suflet, voi îți simțiți cu toții. Sunt sigur că oamenii din comunitatea noastră de oameni sunt foarte mulțumiți de felul în care am abordat noi acest clip și această muzică, pentru că v-ați obișnuit cu mine cântând foarte multe sisteme în continuu, dar cumva vreau să înțelegeți și faptul că sunt romantic și finuț și mai sunt și melancolic. Sunt multe comentarii pe la piesa noastră, oamenii chiar apreciază și stilul ăsta muzical și ne bucurăm enorm, pentru că până la urmă e important să fim și sensibili. Da, da, eu tot scot o trapanea în curând. Da, bine. Ionuț Grăjdeanu mai vine cu o donație înainte și frățiorul tău mai venit cu încă o donație. Wow, mulțumesc din tot sufletul. Să-l salutăm pe frățiorul lui Miru, Ionuț. Și mai e încă un Ionuț Grăjdeanu care zice, vă pup dragilor, dragă Omar, te ascult de mulți ani și mă bucur de cei doi, că cei doi părinți ai tăi te-a născut să aduci muzica arăbească în România. Te-a născut să aduci muzica arăbească în România. Mulțumesc din toată inima. Și, și mai doamna venit... Lili. Lili, citește tu pe alu. Doamna Lili ne-a spus, familia Omar, I love you. Mulțumim, sunteți niște șmecheri cu toții. Mulțumim pentru donații. Ajutați ca proiectul ăsta să meargă mai departe, ceea ce este impresionant și foarte frumos că avem comunitatea noastră care se implică și financiar. Dar cel mai gratis, cumva mai gratis de atât nu există, este să dați un like și să nu uitați că noi ne dorim să creștem cumva și familia noastră să se mărească, să avem, după ce dispare de tot pandemia, că suntem pe drumul cel bun, poate facem și un meeting, poate facem niște poze, ne vedem pe undeva, toate cele. Vă aștept pur și simplu să vă apropiați din ce în ce mai mult de ceea ce fac. Avem deja aproape 2 luni și ceva de când facem streamurile astea și mă bucur foarte tare că în fiecare sâmbătă suntem aici. Cum au trecut astea 2 luni, ai făcut multe, într-adevăr, m-am uitat pe canalul tău și mă bucur că ai început o mare proiectul ăsta. E tare. Da. Am emoții rău de fiecare dată când se întâmplă cu un live de ăsta și cred că vedeți că sunt foarte pretențios ca voi să vă simțiți bine alături de mine. Mulți dintre voi am văzut că vă puneți live-ul pe televizoare, ceea ce mă bucură enorm, pentru că noi avem un sistem audio de ultimă generație aici și pe telefoane nu se ilustrează sunetul atât de bine precum pe niște monitoare, niște boxe, niște căști. Ascultați treburile astea la TV în general, ceea ce facem noi ar fi cel mai bine să lăsați pe TV, să mergeți prin casă, mai faceți o mâncare. Chiar sunt curios dacă sunt oameni care se uită pe televizor, îmi scrieți voi acolo în comentarii. Cât e ceasul? E aproape, facem 2 ore de când suntem live, mai avem 20 de minute. Așa a trecut timpul. 30 de minute, da, aproape până când se fac 2 ore. Au zburat 2 ore din live. Exact, da. Și mă bucur foarte tare că au zburat împreună cu voi și că sunteți mândri de ceea ce facem noi. Ia zi-mi să mai cânt ceva. Da, dar zi și mie ce am acolo. Fii atent, am un folder. Intră în celălalt folder. Ia. Asta? E ăla, da, de la... Și vezi și tu la final acolo. Wow, și acum trebuie să stau să... Nu prea văd. Vine un coace. Ia zi. Da, vă rog frumos să mă scuzați. Pentru... Ia zi. Nu, dai, trebuie să-mi pun ochelari. Eu ți-aș trage laptopul, dar eu am gecul băgat și o să aud aiurea pe live. Bun. Tu vrei tot ceva așa mai... Da, normal, dar ai în ăla, nu le-ai cântat pe toate din ăla. Nu? Nu. Nu mai știu ce aveam. Nu le-ai cântat, aici, de aici, nu. Astea. Nu mai știu ce mai aveam, ia. Uite-le. Da, nu. Dar nu știu ce, nu știu cum e negativ. Ionel Ionelule. Da, ia, dă să-l vedem. Da? Da. Dă-mi Ionel Ionel. Dragii mei, noi... Nu știu. Nu mai știu cum e negativ. Ne cântăm ca acasă. Vă cântăm ca acasă, efectiv. Adică nu... Nu ne îngrijorăm. Te îngrijorăm. Și piesa asta este, dacă tot e Ionel Ionelule, pentru Ionuț de la Ploiești, nu? Corect, ia uite. Când se duce luna la culcare, vine mă!
Păi cine stă și bea prin cârciumioare? Și în fiecare dimineață cine stă cu felina în brațe? Este Ionel, bată-n locul, care vrea ca să-și nece focul. Păi focul care-i frige inimioara, fiindcă nu-l iubește mărioara. Că ți-a pus pe flăcări inimioara. Pentru ce să plângi tu, măi băiete? Când pământul este plin de fete, dacă vrei să uiți de mărioara, hai pe câmp cu mine într-o seară, să culegem de albe floricele, să privim la lună și la stele. Iau Ioane și Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. Ioane și toată familia mea de la Burlaș, tu la Băiești, uite aici pe la Iful Omar al Năutru seara asta. Și toată familia Arnaut, bineînțeles. Nu știu dacă mai vine încă o dată strofa aia de luna la culcare. Păi cine stă și bea prin cârciumare? Și în fiecare dimineață, păi cine stă cu felinar în brațe? Este Ionel, bată-l norocul, bată-l, mă! Care de acasă și îndece focul. Da, focul care-i frige inimioara, fiindcă nu-l iubește mărioara. Și vă simțiți bine, nu uitați să vă filmați, să vă puneți pe story, că noi vrem să vă vedem. Nici nu mai știu dacă mai vine o strofă, nu mai vine o strofă, dar nu contează. Probabil că... Ia. Nu mai vine. Nu mai vine, gata. Gata. Și cantă refrenul a capela pentru fratele meu Ionuț. Vreau neapărat să-i cânt. A capela, ia uzi, hai. Și, un, doi, trei, și... Ionel, Ionelule, nu mai bea. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. Și Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. Da, Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. Mulțumesc, Omar. Da, mulțumesc. Îi mulțumim lui Ionuț că a mai venit cu încă o donație cât cântai. Mamă mea, băi Ionuț, ce faci? Fratele tău... Eu nu știam că ești așa, că dacă e așa, mă apuc și eu de live-uri pe YouTube. Da, corect. Mulțumim tuturor celor care au donat pe live-ul ăsta, sunteți niște suflete minunate. Nu uitați totuși de like-urile alea, 230 de oameni au dat like. Ceea ce mi se pare minunat. E bine, nu? 230 de suflete, da. Băi, tu nu mă minți. Ia, pune și tu acolo, nu m-am văzut pe avere versuri. Acum. Vreau și o să cânt pentru doamna Liliana Bușneriu, care e îndrăgostită de piesa asta. Nu m-am văzut pe avere. Am și o poftă de... Mi-a venit mare poftă de petrecere acum, sincer. Jur, nu? Da, ia, vorbesc serios. Mi-a venit mare poftă de petrecere. Poftim, te rog frumos. Mulțumesc, șefo. Să cântăm și noi piesa asta frumos. Doamna Liliana, pentru dumneavoastră. Și din partea lui Omar, dar și din partea mea, pentru că și eu vă iubesc la fel de mult. Eu sunt un om
care cu viața m-am luptat. Ce am prin muncă am câștigat. Asta e și pentru Eli, că ea a cerut-o încet. Ia uzi. Și oricine vreodată la mine a venit, nu a plecat nemulțumit. N-am plâns banii și toată viața am luptat. Și cu cine n-am meritat. Spui de mine să plec apoi de rușine. Sunt om cu inimă bună, ce știi obrazul să-și țină. Așa e sufletul meu, nu vrea să facă la nimeni rău. Obrazul să-și țină, nu mai ce să spui de mine, să plec capul de rușine. Așa e sufletul meu, nu vrea să facă la nimeni. Mulțumesc pentru inimioare, mulțumesc dragii mei. Hateul Instagram il Miluna e Amira, shukran. Shukran aktiv. Amira șeruiește acolo linkuri. Shukran Amira, shukran. TikTok-uri. Omar, cât de frumos, mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. Azi am văzut ce pot face niște hârtii, ce ușor schimbă oamenii, că își pun viața în puterea banilor, își calcă pe mândria lor. Eu, dar nici nu pot să fac la fel. De la cine ură să cer? Nu m-am vândut pe avere. Nu regret faptele mele. Sunt om cu inimă bună, ce știi obrazul să-și țină. Sunt om cu inimă bună, ce știi obrazul să-ți țină. Așa e sufletul meu, nu vrea să facă la nimeni rău. Nu m-am vândut pe avere, nu regret faptele mele. Sunt om cu inimă bună, ce știi obrazul să-și țină. Nu ai ce să spui de mine, să plec capul de rușine. Așa e sufletul meu, nu vrea să facă la nimeni, la nimeni rău. Om cu inimă bună, ce știi obraz
Zul să-și țină, nu ai ce să spui de mine. Să-mi plec capul de rușine. Așa e sufletul meu, nu vrea să fac la nimeni rău. Așa e sufletul meu, nu vrea să fac la nimeni rău. Ca de obicei mai... Mulțumim frumos pentru să se... Mama, am stins reverbul înainte să se ducă. Acum, am stins efectul în timp ce se ducea și el era o evanescență acolo. Băi, oameni buni, nu știu câta mia oară când îl aud pe Omar cântând, dar vă zic eu că și ea o mia oară e ca, tot ca prima oară. Wow, mulțumesc frumos. Cred că și oamenii din comentarii sunt de aceeași părere, că văd din inimioarele voastre Omar Fan Club, King Omar Arnaut, Andreea, Iuliana, doamna Lili Bujneriu, mulțumim frumos. Mulțumim. Ești cel mai tare puș de la Next Star, care vei ajunge o legendă în România și lumea arabă. Felicitări din toată inima. Mulțumesc, mulțumesc pentru cuvintele astea frumoase. Sunt niște cuvinte minunate și eu sunt foarte mândru că am reușit cumva să capăt aceste complimente din partea voastră. Dragii mei, live-ul nostru se apropie de final și eu nu sunt tare fericit de ceea ce s-a întâmplat în seara asta, pentru că am sărbătorit împreună un proiect muzical pe care l-am făcut cu cel mai mare drag. Și când spun că live-ul ăsta se apropie de final, mă refer la faptul că atât eu cât și Miru vom mai cântăm o piesă fiecare. Și după aia... Ce mă gândeam să cântăm? Știi Somewhere Over the Rainbow? La pian, do major. Bine, șefo. Acum ai dăm. Gata. Asta va cânta Miru. Da? Da, dă-ne și nouă reverbul ăla. Normal, cel de toate de la... zilele. Cinci vechere, imagine. Yes. Ia să vedem. Hai. Nu prea știu piesa exact, dar ne ducem. Mințu, facem și noi introducere frumoasă. Cu Dumnezeu înainte. Hai, nu contează, acum e prima dată, dar nu contează, așa mi-a venit.
se joacă băiatul ăsta, n-ai văzut așa ceva în vreo. Continuă. Mulțumim pentru comentarii, dragii mei, sunteți cei mai șmecheri. În sâmbătă viitoare o poți invita din nou pe Miruna Diaconescu, pentru că e minunată. Auzi, Ștefania, Liliana, mulțumim, fana number one a Mirunei. Să știi că e bine să ai un number one acolo mereu, e important. Ștefania, te pup. Aoleo, Doamne, ce frumos. M-am încălzit din nou, dar de la piesa asta frumoasă. Da, și eu la fel, tot de la piesa asta frumoasă. Mulțumim frumos pentru inimioară, sunteți niște șmecheri, mamă, ăsta trebuie să-l tăiem, să-l băgăm pe TikTok pe undeva. Da. E tare rău ce s-a întâmplat cu piesa asta, noi n-am repetat, vă aduc aminte, nu știm gen ce s-a întâmplat exact. O să vedem și noi pe live după aceea. Dragii mei, ziceți voi, stai mă să aleg eu o piesă cu care, zi tu. Cu care special să-mi zi guest-ul tu? Meu, da, zi. Wow. Mamă, păi... Una din piesele tale. Cântă Jamalic. Femeie Luci. Cântă Jamalic. Bine, încheiem cu Jamalic. Yay, salty. Dragii mei, încheiem live-ul ăsta cu 236 de like-uri. Și asta mă bucură enorm, pentru că asta înseamnă că ați fost mulți oameni care ați rezonat cu ce s-a întâmplat astăzi alături de mine și Miruna. Miruna vă așteaptă în continuare, zi de zi, pe profilul ei de TikTok, care e foarte viral în ultima perioadă. Au fost mulți susținători de IT de pe TikTok aici. Uite cum e Ștefania, wow, care e numărul 1. Mulțumesc din care suflet Ștefania tuturor. A cunoscut-o pe TikTok pe Miruna și uite că încă exact, e aproape, da, peste exact tot pe unde merge. Ștefania toate cele. E genul de persoană care îmi dă comentariu la orice. E genul de fată crescută la țară. Nu, cred că Ștefania e mare bucureșteancă, dar nu știm, nu judecăm după astea, după... Zici și mie un pic refrenul a capela la Jamalic, vreau să aud versurile, știi că... Eu am nevoie să zic de dinainte. Salty. Te prins pe parcurs Navarati. Ascultă, Mițu, tu ești șeful, eu nu... MCT. Tocmai le-am zis oamenilor că nu repetăm ca alea. Și mișma-u-u. Și mișma-u? Da, și mișma-ul. Și miș... Păi eu asta vreau să știu, versurile, știi? Le... Ce vrei tu? Și mișma-ul. Poți să zici orice cum e și în română, gen. Nu contează, că cine se prinde până la urmă, așa e dreptate. Corect, da. Hai. Hai să vedem. Îi dăm cu Jamalic. Dragii mei, mulțumim frumos pentru că ați fost pe aproape. Acesta a fost live-ul meu alături de Miruna. Vă iubesc din toată inima. Ia uite. Navarati. Hemseti. Și mișmao. To come with me, hubby, come to me. I wanna see if you want to come with me, habibti, come to me. Yeah, sawti, la 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 la, unadrati, la 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 la, hamsati, la 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 la, shi mish ma'o. Oh,
încă o dată. Maul, hanene, gelelelele, delene, gelelelele, jemene, gelelelele, cimiş maul. Dragii mei, vă iubesc din toată inima, vă mulțumim, nu uitați minuna, underscore Diaconescu pe Instagram, Omar Arnaud. Hai cu story-uri, dăm ripost la toată lumea seara asta. Vă iubesc, ultimul refren, hai Mițu! Ei, salti, ele-le-le-le, navarati, ele-le-le-le, emseti, ele-le-le-le, și mișmaul, hai le-le, ele-le-le-le, jemeli, ele-le-le-le, emseti, ele-le-le-le, și mișmaul. Vă iubesc din toată inima, sunteți cei mai șmecheri!